Blocul Comuniștilor și Socialiștilor propune un set de măsuri despre care spune că vor duce la o ieftinire semnificativă a carburanților, până la 8 lei pentru un litru. Inițiativa legislativă a fost prezentată de vicepreședintele Parlamentului Vlad Bătrâncea, care spune că măsurile ar putea fi o susținere importantă pentru mediul de afaceri și agricultură. Una dintre măsurile incluse în proiectul prezentat de secretarul executiv al Partidului Socialiștilor prevede reducerea cotei accizelor la carburanți cu 50% pentru anul curent. Documentul urmează să fie înregistrat în scurt timp la Parlament. Reducerea accizelor cu 50% va constitui o micșorare la de 1,50 lei pentru un litru de motorină și de 3,54 lei pe un litru de benzină. O altă prevedere propusă de Blocul Comuniștilor și Socialiștilor este scutirea de taxa pe valoare adăugată la importul carburanților. Dacă e să ne referim la scutirea de TVA pentru anul curent, aceasta va produce o micșorare de circa 4,50 lei pe un litru de motorină și de circa 4,62 lei pentru un litru de benzină. Dacă e să ne referim la impact total, putem vorbi că aceste măsuri vor permite micșorarea cu circa 6-7 lei la un litru de benzină și motorină. Potrivit lui Bătrâncea, inițiativa a fost consultată cu mediul de afaceri și cu asociațiile de agricultori, care anterior au cerut același lucru de la guvern. În același timp, secretarul executiv al PSRM a accentuat că autorii inițiativei nu au scopul să creeze probleme la acumularea banilor în buget. Potrivit lui, în acest an, plățile din TVA venite la buget sunt cu peste 2% mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut. Este măsură absolut importantă pentru cei de agricultură care acum intră în sezon și au, mă rog, necesitatea să aibă acces la motorină, la combustibil mai ieftin, va avea și un impact de stimulare pentru mediul de afaceri, va face mărfurile produse în Republica Moldova, deci produsul autohton, mai competitiv față de produse importate și la sigur va permite agenților economici, întreprinderilor din Republica Moldova să mențină și locurile de muncă. De cealaltă parte, premierul Natalia Gavrilița spune că guvernul nu va recurge la reducerea accizelor și a taxei pe valoare adăugată la carburanți. Avem alegerea. Deci dacă reducem TVA, să zicem, sau accizele pentru toți, aceasta înseamnă niște costuri pentru societate. Aceasta înseamnă că va beneficia și acel cu o mașină mai veche și acel cu o mașină mai scumpă. În același timp, nu vom avea aceste venituri ca să ajutăm prin creșterea pensiilor sau salariilor. De aceea, alegerea noastră este să ne concentrăm pe programe țintite. Șefa guvernului promite însă că printre cei care vor fi incluși în programele ținte ale guvernului se vor număra și agricultorii. Anul trecut am avut și o roadă record și prețuri record. Deci și sunt anumite categorii, chiar și în domeniul agriculturii, care își pot permite prelucrarea pământului, își pot permite aceste investiții. Noi trebuie să vedem unde trebuie să intervenim pentru ca să existe lichidități și unde, adică să aibă capitalul de lucru companiile din agricultură ca să poată face toate lucrările de primăvară și unde intervenim cu aceste programe pentru compensarea creșterii costului fertilizanților. Da, pentru că Ucraina era unul dintre... Amintim că de la începutul acestui an benzina s-a scumpit cu peste 6 lei, iar motorina cu aproape 9 lei.